Tragedie într-o familie din Făgăraș, unul din copii și-a pierdut viața pe munte, tânărul în vârstă de 25 de ani era un împătimit al alpinismului și s-a antrenat pentru o expediție în Alpi, așa că orice ocazie de a cuceri Alpii și de a se antrena era binevenită, astfel că vineri împreună cu fratele său și cu câțiva prieteni a mers în munții Făgăraș la cabana Valea Sâmbetei. A doua zi, încă de la ora 6 dimineața, Alexandru a plecat singur să escaladeze o stâncă. Doar seara, când au văzut că nu s-a întors, prietenii tânărului și-au dat seama că s-a întâmplat ceva cu el și au pornit să-l caute. În zona Valea Sâmbetei, înainte de fereastră, e un țanc foarte abrupt, îi zicem colțul Bălăcenii. Și el era la cabană cu frate său și cu niște tineri. Nu aveau treabă cu. Au venit în excursie, să zic așa. Și dimineața la 6, Alex ăsta, că doar îl cunoaștem toți, care ne ocupăm de munte, a plecat fără să spună decât la ai lui, că se duce până în fundul văii, nu știa nici el exact sau nu le-a spus exact ce are de gând și până seara nu a venit. Noi nici n-am știut nimic, a plecat cineva sau numai seara când nu mai venea și au început să-și facă probleme cei din grupul lui. Au plecat ei să-l caute, să vadă ce se întâmplă, de ce nu vine, că nu era prima oară când pleca de unul singur și făcea tot felul de trasee de astea mai extreme. Nu l-au găsit, așa că au alertat imediat salvamontiștii. Am organizat o echipă de căutare în mai multe trasee de acolo și la jurul orei 12, mai rețin. Bineînțeles că toată noaptea n-am mai avut liniște, să zic, am avut treabă. Și l-au găsit, ne-au comunicat prin stație că l-au găsit, e decedat și decedat de mult, că era lovit rău și era, să zic, înghețat deja. Deci în prima parte a dimineții, atunci când a plecat de la cabană, după vreo 3 ceasuri, se pare că a decedat. Încercând să se cațere după urmele care l-au găsit băieții, l-au găsit la baza, la stânci. Alexandru a gestionat cea mai mare sală de escaladat din București, însă experiența acumulată nu a fost suficientă pentru muntele care și-a cerut încă o dată tributul.